Simona Halep nu și-a motivat decizia de a se retrage de la turneul din Dubai. Cel mai probabil sportiva noastră nu este refăcută 100% din punct de vedere fizic. Astfel, Halep nu-și va putea apăra titlul de la WTA Dubai câștigat anul trecut după o finală dramatică împotriva Elenei Rybakina. Confruntarea din ultimul act al întrecerii din Emirate a fost desemnată de WTA meciul anului 2020 în circuitul feminin. Retragerea Simonei Halep vine în contextul în care Ashley Barty, Naomi Osaka și Serena Williams au anunțat că nu vor participa la turneul din Dubai. Astfel, chiar dacă va pierde puncte, Simona va rămâne pe locul 3 în clasamentul WTA. Constanțanca a atins o bornă istorică, a ajuns la peste 350 de săptămâni consecutive petrecute în top 10 WTA. Următorul turneu la care va lua parte Simona Halep este cel de la Miami, care va debuta pe 24 martie.